ceva abstract, te rog să te uiți, uite, ai o bucurie să te uiți. Era un iepuraș de sârmă de paie și cu niște flori pe care ai pus mâna, cum ai simțit toate lipicioase, nu știu, fiți, asta cineva. Da, bravo. Gata, e bine, ne-am convins și cu cutiile. Era cât pace să nimerim pe cuvânt. Noi avem întrebări mult mai tari decât aveți noi acolo în cutii. Nu zic că la voi nu e distracție, stai să vezi. Hai, Alin, te... Pe distracție că intimidează concurentul. Să mergi mai departe, da. Merg. Hai să vedem ce altă întrebare vă extrage. Vreau să spun și să-ți menționez că șaturile, pe lângă faptul că sunt făcute de nimeni altul decât de Alin Țibulcă, cel mai tare barman, au câte un ingredient secret. Opa! Opa! Hai, numește-o! Spune-o! Nici o greșeală. Cum adică? Minunat. Nu pot să mai accept nicio greșeală? Nu. Acum. Poate mai precis, așa. Răspunsul este niciuna. Adică nu poți să mai treci peste nimic? Ba da. Niciuna nu m-ar face să... A, am înțeles. Citim întrebarea? Citim întrebarea. Hai, tu. Tu? Ce greșeală a partenerului te-ar face să divorțezi din nou? Și tu ai spus niciuna. Niciuna. Păi, ce adică, înseamnă maturitate? Adică n-ai divorțat, n-ai mai divorțat, orice s-ar... Adică orice s-a întâmplat, tu rămâi nu, acolo. Nu, pentru că de data asta partenerul este de o așa natură încât nu are cum să facă o astfel de greșeală ca eu să mai pot divorța. Ar putea face greșeli mai mici, care ar prezenta, cum să zic, un risc prea mic pentru a ajunge așa, la divorț. Chiar și așa, nu crezi că și o greșeală mică ar putea să fie suficientă încât știind prin ce ai trecut în trecutul tău să spui pa? Sub nicio formă. Adică există oameni pe care dacă îi cunoști și ai încredere în ei și n-ai din motive abstracte, ca să zic așa, atunci ești conștient de faptul că nu are ce greșeală să mai facă atât de gravă încât să ajungă la divorț. Adică dacă ați ajuns în punctul ăsta, ești super convins că lucrurile merg... Sunt 101% convins și știi că atunci când crezi ceva cu foarte mare tărie, lucrurile se cam materializează în acea direcție. Ți-e frică de greșeli? Nu. Nu mi-e frică. Suntem oameni, suntem supuși cu toții greșelilor, mai mari sau mai mici, și cred că fiecare greșeală, între ghilimele, pe care o facem în această viață, nu face altceva decât să ne ghideze spre un drum mai bun și spre o evoluție. Frumos! Să știi că discuția a devenit chiar spirituală. Mă simt foarte tare. Asta înseamnă maturizarea unui om și faptul că a ajuns la un nivel de înțelepciune uriaș, să spunem așa. Vino mai aproape de mine, Alina Balerina. De ce Balerina? E simpatică, rău, Alina, acum vede. Ai făcut balet? Da. Unde? La Academia de Balet. Academia de Balet. Și de ce nu mai faci? Pentru că acum sunt concentrată mai mult pe concursurile de Miss. Foarte tare. Bun. O să te rog să spui ochelarii. Frumos, eu te ajut. Țin aici ochelarii frumos ca să nu se vadă ce păstrug avem aici. Ridicăm frumos să vadă și cei de acasă ce te nenorocit de-a dreptul. De ce ați făcut în halul acesta? Ce? Poftim? Ce avem? Un mop și un cap de sârmă de... Era să bag și eu mâna și să mă nenorocesc, știi? Asta vreau să zic. Uite-te aici cu fața la guvid. Avem un pește foarte frumos care plutește. Poți să bagi mâna liniștită, fără niciun fel de problemă. Deci, dar ușor. Nu simți nimic. Nu simți nimic, dar trebuie să bagi mâna mai adânc. Știi? Du-te mai în stânga. Iau, uite, hai, acolo. Ușurel, acolo. Uite, vezi? Acolo ai prins-o. Este regulă. Chiar e ok. Uite, hai, știi pune, ce este? Ceva pune. Frufos. Da, am ok, caracatiță. Ia, mă, ia, nu, dar e chiar simpatic. E super mișto. Nu, dar du-te în colț, că dacă stai aici, n-ai făcut niciodată. Uite, mai în față, mai în față, mai în față. Nu, dar vino mai în față. E ok, ok, nu e ok. Uite, acolo, ce ai simțit? Pune mânuța, ia mâna. Nu ai simțit nimic, ai tras mâna. Acolo, ia-o, prinde-o și pupă-o un pic. Ia, serios. Broască, noi avem broaște, ce broaște? Noi avem scafandri, avem... Piure. Ce ai simțit? Dar fii sincer, dacă aia e broască, eu sunt Michael Jackson. Hai că aproape ți-ai dat seama ce este. I-ai băgat degetul în ochi, ai scos ochi, auzi, de când îl ținem aici. O vietate. O vietate? Dar ce vietate ar putea hai, să fie? Că dacă pui mânuța un pic pe el, îți dai seama de fapt ce este. E mort oricum. Ești foarte aproape să-ți dai seama. Viu nu e. Îți dau scris pe ce vrei tu. E... Caracatiță. Bravo, mare, vorba caracatiță asta pe uscat, nebunia e pe uscat, aleargă, face și tenis. Mai băgăm mâna o dată pe bătă. Ia, da. Ce ai simțit? Mă înțeapă. Te înțeapă? Da, dar m-am văzut fata asta, arici, de sperie-mă de nimic. O fie arici. Știi și tu la alea? Mă înțeapă. Mă înțeapă? De, e delicată, că așa e normal să fie delicată. Mă înțeapă. Dar să știi că nu înțeapă. Pe tine nu te dar nu înțeapă ce să înțepe dacă e... Dacă a murit. Sau poate după emisiune. Hai, dă seama ce este. E ușor de ghicit. Zi, ce ai zice că e? Uite, acum nu mai băgăm mâna. Da, un exemplu de vietate. Spune-ți-o așa, o vietate pe care dacă o vezi fără ochelari, te nenorocit. Dar zi sincer, ce ar putea să fie? Păianjen. Bravo! Mai încercăm o dată. Ai zis caracatiță, păianjen, ce ai să vedem ce a treia. După mărime, e ușor.
După are coadă. Nu prea mișcă. Are coadă un lungă. Pește. Un pește, da. Hai da. Să scoatem alea. Un peștele pește? E nebunie pe ăsta săpă, fără apă, e viața lui. Uite pește să vezi pe ce era să pui să te mănâncă corcodilul. Hop, ce e? Da, e viu. Da. E viu? Păi există, e viu, față normal, e viu.